Salut, mă numesc George. Mama mea a ajuns în culmea disperării după un bărbat cunoscut în urmă cu puțin timp. De fapt, partea cea mai ciudată a acestei povești e că umblă la diferite femei încercând prin metode magice, să spun așa, să lege de ea. Părinții mei s-au despărțit de când aveam eu 2 ani, dar pentru mine a fost ok, ținând cont că am ținut legătura cu amândoi și toată viața mea am petrecut-o între ei. Tata s-a recăsătorit și și-a format o altă familie. Însă mama niciodată nu a reușit și nici nu putea să se împace cu ideea. Eu am fost de față și știu toate dramele prin care a trecut. Orice relație de a ei se încheia prost și mama ajungea să sufere. La un moment dat, ba chiar a jurat că nu mai caută niciun bărbat și vrea să fie singură tot restul vieții. Până l-a cunoscut pe Lucian, care i-a dat o speranță. Ei au început să iasă împreună ca un cuplu încă de la început. Nu pot să explic, însă a fost o chimie puternică între ei și la nici 2 luni distanță de când aveau relația, s-au și logodit. Mama era în culmea fericirii. Nu-i venea să creadă cât de bun a fost destinul cu ea și își făcea tot felul de planuri de viitor. Ba chiar își mai dorea un copil. Nunta oficială urma să fie la aproximativ 7 luni de la logodnă. 7 luni în care s-au întâmplat multe. Dacă la început totul era doar lapte și miere și mama credea că Lucian e bărbatul perfect, pe parcurs s-a cam schimbat. De foarte multe ori mama plângea cu orele, fiindcă el pleca și nu-i mai răspundea la telefon. Sau era mereu ocupat și găsea tot felul de scuze ca să nu mai petreacă timp cu ea. La un moment dat, mama a început să bănuiască că Lucian are pe altcineva și m-a rugat pe mine să-l urmăresc, deoarece locul lui de muncă era aproape de școala mea. Eu evident că nu am vrut și mama, nervoasă fiind, atunci mi-a zis că sunt un fiu rău care îi întoarce spatele la nevoie și m-a trimis pentru 2 săptămâni la tatăl meu. Pentru mine, asta nu era o pedeapsă. De fapt, mai mult ca sigur, ea voia să mai scape de mine. Adică nu era prima dată când făcea asta. Eu aveam o relație foarte bună cu tata. Ba chiar mai bună decât cea pe care o aveam cu ea. Așa că din vorbă în vorbă, i-am povestit tatălui meu ce se întâmplă cu mama, iar el mi-a zis niște lucruri ciudate. Nu știu ce se întâmplă cu mama. Am crezut că relația ei cu Lucian va fi una bună și o va face fericită. Dar pare mai stresată și nervoasă ca niciodată. Adică se vede că îl iubește, dar totuși se cunosc de puțin timp și ea nu știe mai nimic despre el. Îți vine să crezi că m-a pus pe mine să-l urmăresc la locul lui de muncă? Știu că e ciudat, dar da, mă aștept la mama ta la astfel de chestii. Adică și când noi eram împreună era destul de paranoică. Poate tu nu știi, dar ea mergea extrem de des pe atunci la tot felul de întâlniri dubioase. Cu tarot, cu descântece. Pe mine unul mereu mă speria. Serios? Adică știu că mama e pasionată de lucruri de genul, dar nu am crezut vreodată că le și face. În fine, eu doar sper să nu se termină iar urât și povestea asta a lor. Chiar îmi doresc să își găsească și ea fericirea ca tine. Da, și eu sper asta. Nu ne înțelegem noi doi prea bine, dar asta nu înseamnă că îi vreau răul. Adică știm amândoi că ea are nevoie de cineva în viața ei, că altfel vezi și tu. În perioada aia am stat la tata și nu prea am mai auzit multe de relația mamei. Însă când m-am întors, s-a putut observa cu ochiul liber că era la pământ. Din câte am înțeles, au avut o ceartă serioasă, iar relația lor cam stătea pe butuci și mamei îi era frică ca nu care cumva Lucian să rupă logodna. De atunci am început pe bune nebunia, fiindcă deodată m-am trezit cu o femeie dubioasă în casă, care se apuca ea să facă tot felul de descântece și vrăji. Din câte am înțeles, i-a spus mamei că avea cununia legată și de-aia lucrurile nu mergeau și mereu se întâmplă ceva. Iar cum mama era disperată, a făcut tot posibilul să rezolve. Ba chiar a făcut și un împrumut la bancă ca să-i dea acelei femei, fiindcă îi cerea destul de mult. Eu sincer eram destul de îngrozit de ce se întâmplă, mai ales că mama mă ruga pe mine să-i fac rost de niște lucruri personale de a lui Lucian, pe care să le folosească acea femeie la nu știu ce fel de ritualuri de purificare. Eu nu am vrut să mă bag și am preferat să plec din nou la tatăl meu în speranța că el mă va ajuta și va găsi o soluție ca să o aducem pe mama pe drumul cel bun. Știi că mi-ai zis tu că mama mergea la tot felul de chestii cu tarot și magie? Ei bine, acum a adus o tipă de genul în casă. Habar n-am ce se întâmplă, dar pare chiar disperată. Gândește-te că a făcut și împrumut la bancă doar ca să o plătească pe femeia aia. Iar a început? Păi și din cauza acelui bărbat? Doamne, nu se învață minte odată. Așa își distruge singură orice relație. Un om stă lângă tine din iubire, nu trebuie să-l ții cu forța.
Mama ta are nevoie de ajutor și clar nu de la o femeie care se ocupă cu vrăjitorii de genul. Știu, de-aia te rog să te implici tu puțin. Nici nu vreau să mă gândesc cum o să reacționeze Lucian dacă va afla că mama ia lucrurile și face nu știu ce pe acolo. Adică mă pun în locul lui, clar nu aș mai sta cu o așa femeie. Și nu doar atât, chiar și pe mine a vrut să mă implice în asta și m-a pus să-i fac rost de lucrurile lui Lucian. Între noi fie vorba, nu e chiar treaba mea să mă implic. Adică e viața personală a mamei tale și noi doi ne-am despărțit de mult. Și în plus nu aș vrea ca soția mea să afle că eu mai am treabă cu fosta. Înțelegi și tu. Acum problema e că te implică și pe tine și fiind fiul meu trebuie să găsesc o soluție, deși nu știu de unde să încep. Prin a vorbi cu ea, eu am încercat, dar mă consideră un copil și zice în continuu că eu nu o înțeleg, așa că eu sunt degeaba în povestea asta. Tata a încercat să meargă și să vorbească cu mama, dar ea a interpretat totul altfel. Credea că tata e invidios și că își dorește ca viața ei amoroasă să fie la pământ. În orice caz, a continuat cu toate nebuniile ei, până când Lucian a început să găsească tot felul de semne, fiindcă tipa îi dădea mamei lucruri pe care ea trebuia să le placeze în casa lui Lucian. Ei bine, omul a vorbit cu mama lui și ea a aflat despre ce e vorba. Bineînțeles că s-a iscat un mega scandal și i-a dat papucii mamei. Și nu doar atât. A zis că dacă nu iese din viața lui, o va da pe mâna poliției. Din păcate, mama nici așa nu s-a învățat minte și a continuat să meargă la tot felul de ciudățenii, crezând că e o problemă divină undeva. Nu se uita că, de fapt, ea cauza fiecare despărțire în parte. În ultima vreme, nervii ei erau întinși la maxim, așa că tata a venit cu o idee. Eu zic să te muți la mine. Am vorbit și cu soția mea și ea e de acord. Înțelege perfect că ești fiul meu și ești responsabilitatea mea. Așa o să poți lega o legătură mai puternică și cu fratele tău. Ce spui? Mama ta e cam instabilă în acest moment și mi-e frică să nu-ți facă vreun rău fără să vrea. Nu e o idee rea. Mereu mi-am dorit să stau cu tine, tu ar ști asta. Însă dacă eu plec și o las pe mama, cine va avea grijă de ea? Că mi-e teamă să nu facă vreo prostie. Plus că femeia aia îi mănâncă toți banii și ea se tot bagă în datorii, încercând să își rezolve viața amoroasă. Ferească Dumnezeu! O femeie în toată firea pune botul la tot felul de prostii. Uite, asta ne-a despărțit și pe noi, dar ea nu a vrut să înțeleagă că problema e la ea. Ea alungă bărbații, nu destinul sau vreo cununie legată, cum spune. Știu și sper că vreodată și ea să înțeleagă. În fine, eu rămân cu ea. Nu vreau să ajungă și mai rău crezând că și eu o părăsesc. Și da, am rămas cu mama, chiar de uneori îmi venea să fug mâncând pământul. Se pare că nu vrea să se învețe minte și tot ce o ține departe de acele nebunii sunt banii care s-au cam terminat.